De când și-au unit forțele, ce-au dat seama că sunt un duet, mamă fiu, așa cum zic ei între ghilimele, extraordinar. În aceste clipe vine să ne colinde frumosul și talentatul Gabi Nebunu și spectaculoasa Doina Arsene pentru voi, cei de acasă. Nimic nu e mai frumos ca nașterea lui Hristos. Pe la case colindăm, voie bună vă urăm, că e seara de ajun, seara lui Crăciun. Pe la case colindăm, voie bună vă urăm, că e seara de ajun, seara lui Crăciun. Colindăm, voie bună vă urăm, că e seara de ajun, seara lui Crăciun. Pe la case colindăm, voie bună vă urăm, că e seara de ajun, seara lui Crăciun. Și ascultați colinda noastră. Vă urăm de ani frumoși, mai rămâneți sănătoși. Puneți candela-n fereastră și ascultați colinda noastră. Vă urăm de ani frumoși, mai rămâneți sănătoși. Pe la case colindăm, voie bună vă urăm, că e seara de ajun, seara lui Crăciun. Pe la case colindăm, voie bună vă urăm, că e seara de ajun, seara lui Crăciun. Pune-ți colacul și banul, că om veni și la anul. Puneți și un crăciunel, segeană de ziurel. Puneți colacul și banul, că om veni și la anul. Puneți și un crăciunel, segeană de ziurel. Pe la case colindăm, voie bună vă urăm, că e seara de ajun, seara lui Crăciun. Pe la case colindăm, voie bună vă urăm, că e seara de ajun, seara lui Crăciun.
Crăciun fericit! Așa să fie, Crăciun fericit, cum să nu fie când ai oamenii dragi alături, salutare și bine ați venit la noi. Și la microfon, bine la microfon, uitat. Important că am ținut microfonul cât am cântat. Asta, da, asta, e, asta, e, asta este, bine, salutare, bine ați revenit la noi. Cu toate că îmi dau seama că acum greu vă prindem pe acasă, că sunteți așa vedete de talie internațională, peste hotare tot timpul. Hai, cu așa vorbi mi-ai făcut niște prieteni. Da ce? Lasă lumea să știe. Că munciți. Da, muncim și ne place ceea ce facem și mulțumim lui Dumnezeu că ne dă înțelepciunii și putere de a face lucruri frumoase și mulțumim că ne reușește. Cel puțin pentru noi este o reușită. Orice colaborare și orice întâlnire și orice concert ce-l petrecem împreună. Pentru... Unde ați fost, amu? Recent? Recent, ce vreau să zic, Lilu, că eu merg cam peste una în străinătate. Copilul ăsta, care nu mai e copil, nu are astâmpăr. El se duce, într-adevăr, mai des în străinătate decât la Cahul. Mergem o dată împreună, pe urmă el se mai duce singur o dată. Și apoi iar împreună și apoi iară. Ultima oară a fost el singur el în Italia, dar înainte de acest turneu sau deplasare am fost împreună și am susținut un concert extraordinar de frumos. Unde? În regiunea... Reggio Emilia, da. În Italia. Da, uneori mă întreabă, unde mă duc și uit, nu știu, zic, mă pune ca motan în sac și unde mă las acolo când. Dacă merge cu mine, el nu se ocupă de nimic. Da, da, să știi că așa la aeroport la ora care trebuie și nu gata. Nu uita pașaportul. Bun. Eu mă cam stresez și dacă sunt cu el, zic, te rog, ai tu grijă de toate. Și te las în grijă nebunului? Mă las în grijă nebunului, că nebunul așa știe ce mai bine. El mă duce pe unde trebuie, mergem, ce facem, ce drecem. Lulu, iată cum zice mamuca, Lulu. Mamuca. Unde te dușesc? Mă duc la Lula, cum zice mamuca. A, Lula, seara Lula. A sfii la Lula, zic, da. Să vezi când se încep turbulent în avion, să vezi pe doi în Arsenie dintr-o parte. Vorbim noi așa, suntem foarte atenți în discuții și la un moment dat încep turbulențele. Găbiți! Și costă, și costă, rezolvă, rezolvă, da, da, aici la aptere. Dacă zici tot bine, eu mă liniștesc, sincer. Chiar recunosc că sunt fricoasă, mi-e tare frică de înălțime, dar dacă el îmi este alături, este suficient să-l prind de mână. Uite, da, așa da, și mie întrece, yes, parcă mi se pare că el e salvatorul meu. Spune, Superman. Găbiți, și e așa interesant, și costă, aici de-a mă lăsăm pe Dumnezeu. Facem cruci și ne rugăm. De Revelion, unde veți fi? De Revelion împreună, suntem tot împreună, la Bruxelles, în Belgia, o să cântăm și mulțumim din suflet Cristinei pentru invitație. Vom fi într-o formulă mai mare și din România, interpreți și lăutari de la noi și să sperăm că va fi un concert, o seară frumoasă petrecută alături de cei plecați departe de casă. Ei, iată așa, cum o mamă și un fiu și-au unit puterile în acest an, un an foarte productiv pentru voi. Mă bucur foarte mult pentru tot ceea ce s-a întâmplat. V-ați găsit cam în ușile. Ne-am găsit și să vezi lucru uimitor, îmi trimite poza de la prima noastră apariție și da, de momentul când seama. A venit și îmi spune că avem un an. Zic, nu are cum fi un an. Eu cred că sunt 2 ani împliniți. Zice, nu, uite la data. Și am realizat că într-adevăr în acest an am muncit foarte mult. Avem multe, multe exact. Spectacole, multe amintiri, nici nu mai vorbesc. Da, că avem puțin timp să, la dispoziție, pentru că ne limitează mereu emisiunile, însă dacă am sta și am face o emisiune de suflet, nu neapărat am de înțeles, suflet. Am înțeles, am înțeles vorba românului Namiocul. Am înțeles. Liluțu, vreau să-ți spun că voi ați fost foarte ușori, cum vorba noastră, ușor la mână, știi? Chiar dacă mi-ați dat bani. Dar să știi că... Să știi că noi aici am început. Da. Noi, duietul nostru, am lansat aici videoclipul am lansat, aici da, și după lansarea videoclipului, Cânt o mamă și un fecior, proiectul Cânt o mamă și un fecior, mulțumim lui Dumnezeu, adică noi suntem atât de mulțumiți când mergem ambii în mașină, deseori împreună, dar mai deseori separat când mergem la un întreb, un te duci, azi sunt sat la acela, hai eu astăzi aici. Și ne sunăm și auzim melodia noastră la radio și mai ales îți crește inima de bucurie și sufletul atunci când sună cineva la radio și spune, vrem să ne cânte
cântă Doina și nebunul, cântă Cușana. Asta este cea mai mare realizare, da, este a unui și fraza cheie, de fapt, exact, pe care ne gândeam să o punem sau nu în text. În text. Și, și în final am riscat într-o fișă, hai să o lăsăm, poate ea prinde. Și chiar asta a fost să prindă la public. Vreau să-ți spun că, într-adevăr, asta și ține minte, știi, se, se memorează. Măi, cântă Doina și nebunul. Și un nebun. Și atunci, pentru cel puțin pentru noi, interpreții, cea mai mare realizare și cea mai mare răsplată este atunci când mergi în mașină la volan, una din cele mai mari plăceri, și cineva spune, vrem să ne cânte melodia Cântă o mamă și un fecior. Și îți dai seama atunci că lumea te îndrăgește și pe baza acestui subiect bine pus la punct, trebuie să mergi mai departe și niciodată să nu ai mâinile jos. Da, și eu vreau chiar să remarc un moment că noi știm că se merge pe promovare contraplată, este adevărat lucrul ăsta și nu este nimic rușinos sau rău. Adevărul este că eu întotdeauna am spus și eu spun adevărul, nu am mers pe varianta asta pentru că chiar ne-am gândit inițial, poate să mergem și noi să chitem, n-a fost să fie, nu știu cum, nu ne-am unit noi. Și a rămas așa, suspendat. Și oricum piesa asta a prins foarte tare și la anumite posturi de radio se difuzează în fiecare zi la cererea ascultătorilor și asta am menționat în spectacolul recent pe care l-am susținut aseară, exact, când am discutat cu domnul regizor, am zis de atâta pentru că piesa chiar este solicitată și nu am mers noi să o ajutăm, da, să fie. Aseară, apropo, am cântat la, da, Filarmonică, un public extraordinar și la fel am cântat această melodie, acest cântec l-am interpretat și încă o dată am observat și am remarcat lucrul acesta că oamenii au îndrăgit melodia și chiar de obicei când ieși pe scenă Lelu nu mai reușești să-i vezi pe toți, nici aplauzi, mm-hmm, n-auzi pentru că te concentrezi. Însă aseară am observat chiar unele doamne la refren cântau cu noi. Din cântau suflet, cu noi și nu cred că e lipsit de modestie dacă o să-ți spun acum și celor care ne ascultă că recital sau micro-recitalul nostru, sau apariția noastră, ceea ce am prestația noastră, a fost unul din mai puținele momente culminante ale serii. Da. Chiar așa a fost. Așa și este și părerea unor din sală, unor persoane care au, da, stat, pentru că și noi au văzut. Îmi place tactica asta pe care o abordăm. Noi niciodată nu ne autoapreciem pe noi, încercăm să ne autoapreciem atunci când primim niște mesaje de genul neapărat, de la spectatorii numai în baza din sală, reacției publice. Pentru că atunci poți să te simți cu inima împăcată, pentru că cel puțin nu te autoapreciezi singur. Dacă când îți vine un mesaj de genul, îți cresc aripile. V-au crescut aripile și citind toate comentariile. Nu și urechile, să știi, nu și urechile. Nu și urechile, este urechile foarte, foarte important acest lucru. Și, ajunge. Și mesajele pe care le primiți pe Facebook și comentariile la videourile în care apăreți. Vă mulțumim că ați reușit să ajungeți astăzi la noi cu această colindă frumoasă. Vouă spor la muncă în noaptea dintre ani și un an nou plin de colaborări frumoase și de ce nu melodii noi.